Avem câteva scule nevoie ca să asamblăm bicicleta. Aici avem imbus de 4, de 5 și de 6, vaselină, un cleșteșfic, un cutter, o cheie de 15 sau, în cazul nostru, o cheie specială de pedale și o pompă pentru amortizoare, de asemenea și pentru roți. Într-un final o să avem nevoie și de un stand pentru reglarea bicicletei, dar până atunci să vedem ce găsim în cutia bicicletei. Noi încercăm întotdeauna să asamblăm bicicleta cât mai ok, atunci când voi o scoateți, să nu întâmpinați probleme, să nu fie zgârieturi, să nu fie defecte. Ne apucăm foarte ușor de desfăcut bicicleta din cutie. Avem câteva elemente de protecție pe amortizorul din față pentru a nu zgâria. Iar cu cleștele șfic putem să tăiem cu grijă, să nu zgâriem, să nu tăiem conducte, cabluri și alte cele, zipărele. Trebuie să avem grijă și la cauciucuri, oriunde umblăm, să nu se întâmple ceva cu piesele. Din punctul nostru de vedere, e foarte ușoară operațiunea de a scoate din cutie o bicicletă și de a o asambla. Poate pentru mulți oameni este destul de greu sau impropriu, pentru că nu facem treaba asta în fiecare zi. Dar eu zic că este destul de ușor încât să putem să învățăm. Deocamdată vom elibera ghidonul, vom elibera și roata. Noi întotdeauna începem să le refolosim, în cazul în care asamblăm o bicicletă, totul este reciclat, totul este pus la locul lui. De fiecare dată când avem nevoie de ceva, găsim un depozit, le punem bine, nu le aruncăm degeaba. În cazul acesta avem o bicicletă care se montează destul de ușor, pentru că sunt multe piese asamblate pe ea. Există și cazuri mai extreme, când întâlnim pe lângă roți date jos, discuri sau ghidoane descompletate sau furca dată jos. De asemenea, aici nu este cazul. Trebuie să avem foarte mare grijă atunci când asamblăm bicicleta să punem corect ghidonul. Adică să avem grijă la conducte, la cabluri și cămăși. Să nu pierdem piese gen șuruburi de la tija de ghidon, de la tija de șa, de la ce piese avem de pus pe bicicletă. Cel mai simplu este să punem capacul jos, ca să nu se pierde niciun dintre cele 4 șuruburi. Vom încerca prima oară să le montăm cu mâna, ca să nimerim filetul, să nu stricăm niciun filet în tișa de ghidon, cu care vom lua un tool, cum spunem noi, o unealtă multifuncțională, cu mai multe imbusuri, 4, 5 și 6. Există și cazuri extreme în care avem, cum avem aici, rollbar 18 de la Bontrager, cu foarte multe scule, până și presă de lanț, levier, imbus de 8, cheie de spițe, foarte multe chestii care nu le găsim la orice tool, dar nu întotdeauna avem nevoie de ele. În cazul acesta, în mare parte avem nevoie de imbus de 4, 5 și 6, cheie de 15 și cam atât. Așa și spun. O să montăm ghidonul într-o poziție cât mai apropiată de cea finală. Nu vom strânge foarte tare șurubele, pentru că poziția ghidonului se decide atunci când avem și roata față pusă.
pentru că nu ne dăm seama la ce unghi să punem ghidonul, mai pe față, mai pe spate. Doar îl strângem foarte ușor ca să nu se zgârie nimic. Avem metrierul care, în cazul acesta, este dat jos de pe furcă pentru a încăpea bicicleta în cutie. Iar la furca aceasta, un RockShox Seed de 2013 Solo Air. Avem un ax de 15 cu quick release, deci nu avem nevoie de absolut nimic ca să dăm roata jos. Pur și simplu băgăm roata. Avem grijă iară să nu zicem nimic cu discul sau cu etrierul. Se bagă axul quick release, se strânge până în capăt, care se împunează axul pentru a nu se desface. În momentul acesta putem să ne folosim și de suportul pentru bicicletă, pentru a regla bicicleta și pentru a ne fi ușor să manevrăm toate piesele și tot ce avem aici. În cazul acesta avem o protecție pentru plăcuțe, să nu se apropie pistoanele, să nu dereglăm nimic, să nu uităm și adaptorul și șuruburile. Avem o poziție în care trebuie montat adaptorul, un șurub mai lung și unul mai scurt în cazul acesta. Cel mai bine este să le montăm prima oară cu mâna, să nimerim filetul, să nu strităm absolut nimic, după care putem să-l strângem cu imbusul. Vom și regla frâna. Ca să scot din cutie și tija de șa și șaua. Șaua este protejată. O să ciupească materialul. Vom băga un cadru. În general, la cadrele de aluminiu putem pune puțină în soare sau vaselină. La cadrele de carbon, în general, vin cadrele lubrifiate cu o vaselină specială, mai cu câteva particule în ea care permit să strângă destul de bine tija de șac, altfel ar aluneca. O punem în poziție. Mai avem și pedalele care le vom monta la final. Acum putem să ne ocupăm de poziția ghidonului pe bicicletă. Desfacem ce am strâns provizoriu. Îl dăm mai pe față sau mai pe spate, în funcție de cum trebuie. În cazul acesta mai pe față. Avem gradientele pe ghidon, marcat cu laser. Se strânge în cruce, cel mai bine, în diagonală, ca să aplicăm o forță egală pe capacul tijei de ghidon. Se reglează și cât de bine se poate direcția. Se strânge capacul la cuvete pentru a nu avea joc. După care strângem lateral fiecare șurub al tijei de ghidon.